Bine v-am găsit, Lei. Voi face etalarea pentru relații și voi începe cu persoanele singure, să vedem ce găsim, femeia, leu. Deci, pentru o relație, pentru o femeie singură de mai mult timp cu un aspect pe leu, ce o șanse aveți în luna februarie? Deci, februarie, leu, relații, persoane singure. Să vedem, nouă cărți lucrez acum. Nici nu am prea mult spațiu să mă întind, deci fac ceea ce pot. Bun. Deci, pentru voi, lei, oaicele, aveți bani aici. Banii văd că, dar și o problemă de un accident. Poate fi vorba și de o problemă de sănătate, care trebuie o operație, ceva. Poate că nu a voastră, dar totuși această operație sau accident s-ar putea să nu fie al vostru, s-ar putea să fie al unui șef sau unei persoane importante pentru voi, un urs, dar este o persoană totuși mai așa, poate să fie și un părinte, un frate, dar își dorește să aibă noroc în situația asta. Și voi doriți noroc, o reușită. Poate să fie vorba de o situație în care trebuie să apelați la un ajutor și s-ar părea că, de fapt, această situație, acest accident, este mai mult manipulat și poate să fie legat și de un copil sau de lucruri mărunte și mai ales de o femeie care poate să reprezinte o amantă pentru această persoană, nu pentru voi că sunteți femei, deci pentru această persoană, o femeie care îl manipulează. Și voi sunteți cam la mijloc. Poate fi vorba și de un copil. Poate fi vorba și de lucruri mărunte în care această femeie manipulează. Dar lucrurile mărunte sunt legate și de o reușită socială. Deci reușiți ceva din punct de vedere social și niște bani, dar s-ar părea că sunt din lucruri mărunte sau bani care vin din partea unor realizări alături de un copil sau pentru un copil. Acești bani sunt legați de societate, obținuți și legați de acest personaj care poate fi un părinte sau chiar o persoană care are un loc de șef pentru voi. Acesta ar fi aspectul pentru o femeie. Societatea pentru voi are un rol important, de data asta vă doriți mult noroc în ceea ce întreprindeți voi în societate. Pare să fie de lucruri mărunte, aspecte mărunte, dar în primul rând am zice gândiți-vă și la banii pe care vreți să-i obțineți legat de aceste aspecte cu societatea. Să căutăm bărbatul. Ultimul. Am trecut de el. Ia uitați-l. Am trecut de el. Deci, pentru un bărbat cu un aspect pe leu, să vedem ce se întâmplă în luna februarie din punct de vedere al relațiilor sentimentale.
și vouă vă iese manipulare. Sunt cuadraturile, într-adevăr, și în luna februarie, Uranus cu Saturn. Așa cum am atenționat, cam în vară se mai liniștesc problemele. Deci, discuții, foarte multe discuții la telefon cu o persoană care vă manipulează legat de o scrisoare, o veste pe care ați primit-o, dar de obicei reprezintă o știre, o veste pe care o primiți în scris sau un răspuns de la autorități. Manipularea este legată și de speranța voastră de a fi fericiți, de a vă obține fericirea. Această femeie vă manipulează, este vorba de o amantă, mai repede, a voastră sau a unui apropiat, o persoană care vă manipulează. Deci vă cunoaște dorința, ce vreți, ce sperați, această fericire, și este capabilă să vă manipuleze. Fericirea este un secret, ascunde un secret, un secret legat de un accident, dar și poate să fie și o operație. Acesta ar fi secretul pe care îl țineți, secretul vostru legat de fericire și de acest accident. Dar s-ar părea că această femeie s-ar putea să cunoască acest secret sau chiar să-l afle de la alte persoane prin discuții la telefon, bârfe. Scrisoarea, vestea pe care o primiți este legată de lucruri mărunte legate de acest accident sau un aspect pe un copil legat de acest accident. Deci speranțele voastre sunt în aceste lucruri mărunte sau speranțe legate de un copil. Secretul pe care ați vrea să-l păstrați să nu fie pus la dispoziția celorlalți. Și chiar ați avut și la rune la resursele ei secrete. Haideți să vedem. Aveți totuși aici binișor. Să începem cu aceste aspecte care nu prea sunt benefice, dar celelalte care urmează sunt rune prețioase. Deci am putea spune că totuși nu vă puteți folosi intuiția voastră, aveți o problemă cu o situație, cu cineva care, am zice, partener, parteneră, care vă... cum să spun, nu vă arată loialitate, chiar vă creează probleme, nemulțumiri, chenaz este răsturnat și arată o relație răcită, o situație dificilă pentru voi, această chenaz și cu la gaz, lipsă de noroc, lipsa de înțelegere, de sprijin omenesc din partea celorlalți. Nu aveți acest sprijin material pe care îl așteptați. Poate fi un sprijin din partea unei rude sau a unei persoane pe care v-ați fi bazat, fiindcă aveți aici chenaz. Vorba de o relație. Și turisaz care din nou întărește acest aspect de nereușită, de lipsa susținerii în ceea ce vreți voi să faceți. Nu sunteți susținuți pe moment. Trebuie să acceptați întârzierile și să le luați ca pe un aspect benefic, aceste obstacole, întârzieri, să vă gândiți bine că trebuie să fiți corect și ferm în ceea ce faceți,
să vă bazați pe această corectitudine și poate să vă și să vă informați, fiindcă eu spun întotdeauna, și asta scrie la rune, la runa aceasta, la Eivaz, este o runa obstacolelor care pot fi depășite, dar pot fi și obstacole pe care am zice că vă dau acel timp de gândire pentru a fi corecți într-o situație. Ei bine, această corectitudine, fiecare poate să spună este corect să se întâmple așa, dar poate că legal nu este corect, poate că umanitar sau sufletește vorbind despre un om nu este corect. Și atunci, despre o altă situație, trebuie să verificați de multe ori prin cei care sunt calificați să vă dea acest răspuns, dacă procedați corect sau nu. Tocmai din această cauză putem spune, ISA este un eveniment care ne permite să, deci, să avem timp să luăm o decizie. Uruz arată o vitalitate bună. Vă puteți baza pe vitalitatea voastră, pe energia pe care o aveți, pentru a fi susținuți, să vă atingeți un scop, să faceți ceva. În schimb, această rună, Daeg, este o rună prețioasă, este o rună care arată o schimbare a situației dificile într-o schimbare lentă, benefică. Deci trebuie să acceptați această schimbare lentă, stabilă și benefică, care vă duce spre o stare de bine. Ce să mai spunem, ultimul l-am pus, este Vunjo, acel ajutor, acel noroc pe care toată lumea îl speră pentru a scăpa dintr-o problemă, dintr-o situație dificilă. Așa cum am spus, spre aceste situații vă poate duce această rună, deci corectitudinea și fermitatea în această situație în care sunteți. Deci am să merg acum la cei care au deja o relație, leii care au o relație mai de mult timp, o relație, să zicem, cu un aspect de stabilitate. Resursele, relația, etalare, cartea relației, scuzați-mă, deci cartea relației pentru lei. La baza pachetului, voi, așa cum am spus, voi decideți, voi hotărâți ce aveți de făcut. Situația în care se află relația, o prințesă de bâte, un berbec sau un leu, dar poate fi o femeie foarte tânără, cu un aspect pe berbeu, tot o zodie de foc. Voi lei, prințesa de bâte, o femeie foarte tânără, poate fi copilul vostru, sora voastră sau chiar relația voastră, are un aspect pe berbec, dar în primul rând acest aspect de dorință de călătorie, dorință de năutate, dar și greșeli pe care le face în relațiile cu ceilalți, care îi aduc pierderi financiare, pierderi de bani.
Părerea voastră, aleilor. Un doi de pentagrame, că ar trebui să țineți sub control această situație cu banii. Știți să-i controlați foarte bine, știți să vă echilibrați situația financiară și vă simțiți foarte bine. Partenerul vostru arată în primul rând acela dragoste, stare de beatitudine, ceea ce vă oferă el, acea iubire de care aveți nevoie. Deci, echivalează la faptul că poate să treacă cu vederea pentru această prințesă de bâte ce greșeli face, fiindcă ține foarte mult la ea. Ce speranți, sau mai bine zis, vă e teamă? Vă e teamă de un capricorn, un capricorn care cunoaște probabil greșelile și greșelile pe care le-a făcut această prințesă de bâte, este capabil să-și folosească toată influența pentru a o avea în putere sau chiar și pe voi, lei, pentru a avea, cum să spun, puterea asupra voastră, a vă aduce în puterea lui, a fi supuși lui, trebuie să fiți foarte atenți, să vă ascundeți pasiunile. Poate că pasiunea voastră este această prințesă de bâte și trebuie să vă ascundeți această pasiune. Sau pasiunea poate să fie de altă natură. Greșeli pe care le faceți, trebuie să fiți foarte prudenți să nu ajungeți la dispoziția acestui personaj. Să renunțați cumva la pasiuni. Partenerul vostru speră să participe la un concurs, să fie într-o concurență, deci să lupte cu mici minciuni, mici bârfe, dar să reușească, am zice. Întotdeauna nu apare o reușită clară la acest cinci de bâte. Apare concurența. Atât. Faptul că vă luptați și vreți să luptați în continuare, partenerul vostru vrea să concureze. Ce arătați voi, lei? Arătați că trebuie să faceți o alegere și vă este imposibil. Preferați să nu alegeți nimic, preferați să așteptați, deci, decât să faceți această alegere. În schimb, partenerul vostru arată, de fapt, o situație dificilă. Probleme, dificultăți, mai mult din cauza rivalităților, din cauza persoanelor care vor să vă facă rău. Eu nu merg pe principiu întotdeauna când spun că alții trebuie să vă facă rău. Din etalările pe care le-am văzut, și voi aveți niște greșeli. Vi se cere acea corectitudine și fermitate. Deci trebuie să țineți cont de acest lucru. Un 9 de spade. Este bine să vă ascundeți scopurile, să nu le puneți la dispoziția celorlalți. Altă soluție nu aveți. Pentru partenerii leilor, care, așa cum am spus, poate fi această prințesă de bâte. Pentru unii dintre voi, pentru alții poate să fie un copil. Ia uitați ce pierdere aveți aici, dar uitați cum aveți și runele bune. Acestea nu, astea sunt. Deci în relația voastră aveți chenaz, aveți turisaz, aveți hotel, deci aveți și pierderi. O răcire a relației, chenaz. Nu beneficiați de aceeași flacără, de aceeași iubire, de aceeași speranțe. Nu aveți susținerea ciocanului lui Thor.
sau mai bine zis, nu luați în seamă un sfat, o informație dată, să zicem, de bună credință, de cineva, din experiență, voi nu luați în seamă sau nu o gândiți sau pur și simplu nu vreți să o luați în seamă pentru faptul că întotdeauna vă plac experiențele de viață personale. Dar nu beneficiați de un sprijin material. Sperați probabil să primiți un sprijin material din partea unei persoane și nu-l veți primi. Din contră, este o relație care se răcește. O persoană care s-ar putea să arate și lipsă de loialitate. Totuși, aveți aici Daeg. Schimbarea lentă și stabilă spre bine. Deci trebuie să vă pregătiți pentru această schimbare, chiar dacă poate ceva nu merge în relația voastră, trebuie să vă înarmați cu răbdare și, în primul rând, să vă păstrați simțul umorului. Și veți aștepta această schimbare lentă, stabilă, veți simți situațiile benefice și atunci o să vă dați seama că mergeți spre un Gifu, care este o rună prețioasă, aveți două rune prețioase și eu zic că totul se va rezolva, fiindcă această rună arată daruri, daruri sentimentale, declarații, daruri materiale, chiar și o cerere în căsătorie pentru cei care aveți o relație de prietenie mai veche. Deci, sunt două rune prețioase care vă susțin, chiar dacă treceți printr-un moment de, să zicem, încercare. Aceasta a fost etalare pentru relații, vă doresc numai bine pentru lei.